urmărire periculoasă pe străzile din Galați. Un șofer care ar fi fost drogat a lovit mai multe mașini, mai, de mai multe ori intenționat mașina poliției. Agenții au fost sunați de trecătorii care au observat că într-o mașină parcată cu motorul pornit, șoferul și un pasager erau agitați pe bancheta din spate. Când au ajuns acolo echipajele de jandarmerie și poliție, șoferul de 32 de ani a fugit. În goana lui a izbit de mai multe ori auto care îl urmărea, apoi a intrat într-un tir parcat. După impact, el și pasagerul, un tânăr de 24 de ani, au încercat să fugă, dar au fost prinși. Verificările au arătat că șoferul avea permisul suspendat și circula cu plăcuțe de matriculare false. Testul rapid a ieșit pozitiv la metamfetamină. În mașină a fost găsit și un plic cu o substanță albă tip cristal. Polițiștii au deschis o anchetă.